Salut, prieteni! Astăzi, da, și doar astăzi, este vorba despre JBL Go 3. O cutie foarte, foarte drăguță, foarte, foarte frumoasă, da, un ambalaj ok al celor de la JBL. Ne atenționează că merge cu versiunea de Bluetooth 5.1, da, că este rezistentă la apă, uitați, bineînțeles, a desenat, da, JBL by Harman Kardon, după cum știe toată lumea. Ne atenționează la faptul că poate să meargă neîntreruptă 5 ore, timp de 5 ore la volum maxim, da? Că este waterproof și dustproof. Ce putem mai spune? Așa, aici ne atenționează că este o boxă portabilă, bine, toată lumea vede chestia asta. Așa. Este puțin mai altfel decât JBL Go 1. Asta este prima versiune. Este un pic mai bine făcută, puțin mai masivă și cred că un pic mai mare, da, din câte văd eu. Dar... hai să recurgem la unboxing. Fiți pe fază. După cum spuneam, hai să o deschidem să vedem despre ce este vorba. Cred că de aici se deschide, cred. Facem un fel următor. Se deschide puțin mai greuț. Da, se deschide până la urmă. Uitați. Mamă, foarte, foarte tare ambalajul. Lăsăm cutia la o parte. Aici avem, bineînțeles, manualul, doamne câte pagini, doamne câte pagini. Iar la mijloc avem, bineînțeles, cablu, da, de alimentare. Lăsăm deoparte și acum să ne uităm la boxă, care este foarte, foarte tare, deci se simte foarte bine la mână. Brandul JBL, bineînțeles, avem aici jnurulețul clasic, da? Asta este un cauciuc în care împiedică alunecarea de mână sau dacă o pui pe obiecte sau stă fix, uitați, și așa și se blochează, da? Aici avem buton de on-off plus Bluetooth, da? Go 3, denumirea boxei, JBL, brandul mare pe fața boxei. Avem volum mai încet, volum mai tare, play direct din boxă. Bineînțeles, acesta o să fie conectată la telefon. Da, aici se încarcă. Da, observați bine. Nu, este foarte, foarte bine făcută boxa. Este un upgrade foarte bun. Da? Eu nu zic că nu e bună și aceasta. Dar, pe lângă Go 1, Go 3 arată super, super ok. Și la un preț de 1.800.000, credeți-mă că se merită. Acum depinde să vedem și cum se aude în comparație cu JBL Go 1. Vorba multă sărăcia omului. Haide să procedem la testarea acestei boxe.
Personal este că pentru 1.800.000 această boxă este fenomenală. Deci pe lângă faptul că este foarte mică, da, are un sunet foarte bun, un bas foarte bun, materialele cu care sunt construite sunt premium,
Se vede că cei de la GBL au investit în această boxă. Sunt foarte, foarte curios cum o să arate GO 4. De-abia aștept. Concluzia este să o cumpărați. Este un material, este o boxă de calitate. Material foarte, foarte ok. Da? Impermeabilă, împotriva prafului. Are tot ce trebuie. Este un bun companion la drum. Dacă v-a plăcut acest videoclip, eu vă sugerez să vă abonați canalului și să dați un mic share pentru că mă ajută foarte, foarte.